Cum arată vara asta pentru tine pe plan profesional și pe plan personal? Dragilor, după criză, oamenii își revin și încep să călătorească, să se simtă într-adevăr bine și au consumat toate resursele de la saltea, pentru că prietenul meu, Dragoș Petrescu, spunea, băi, în pandemie oamenii au strâns bani. Cred că astăzi nimeni nu strânge bani, pentru că uitați-vă și voi la ce mod se petrece. Spune-mi, ce măsuri ai luat pentru business-ul tău în ultima perioadă? Colecția noastră acum a explodat de culoare. Avem poate cele mai multe modele de pantofi și genți pe care le-am avut vreodată, pentru că așa am considerat că e nevoie exact de trendul acesta de bucurie, chiar dacă în jurul nostru încă avem un război. Însă oamenii se obișnuiesc cu absolut orice, indiferent ce se întâmplă în jur, și până la urmă lăsăm asta pe seama politicienilor, iar noi ne facem treaba ca antreprenori și ca și companie creatoare de modă. Ai primit oferte sau ai fost tentată vreodată să intri în politică, să schimbi ceva? Nu mă pricep la politică, nu-mi place politica. Aș vrea ca toți politicienii să aibă înțelepciune și bunătate atunci când iau hotărâri și să le ia bine și pentru noi. Treaba mea e să produc, să fac profit, să plătesc taxe la stat, astfel încât bugetul țării să crească. Spune-mi, la începuturile tale ca și antreprenor, ai trăit cu teama asta, cu frica că, nu știu, faci o investiție și s-ar putea să nu meargă și poate te-ai împrumutat la bancă sau la prieteni și, nu știu, să ai teama asta că ești în pierdere? Să știi că am fost învățați cu răul de mici, adică de când am început business-ul. Atunci creditele la bancă nu erau ușor de accesat, deci paradisul acesta cu bani la discreție, cu bani destul de ieftin, nu exista, așa că am început foarte greu și vreau să vă spun că am fost puși în situația de a falimenta de foarte multe ori, din diferite motive, că pierdeam, că unii clienți nu plăteau sau că ni se întâmpla, nu știu, absolut orice lucru care ni se întâmpla ne afecta foarte, foarte tare și ne periclita situația companiei. Însă am rezistat, ne obișnuim și ne călim în crize. Pentru noi cea mai grea criză până la urmă a fost pandemia, pentru că două luni și jumătate cei 500 de oameni pe care îi aveam atunci stăteau acasă. Nu aveam bani pentru mai mult de două luni de salariu. Furnizorii trebuiau plătiți, marfa noastră era blocată în magazine și teoretic nu aveam nicio șansă. Practic, am cerut ajutor clienților noștri, am format o echipă mică și am reușit să trecem prin această situație împreună cu acești clienți care ne-au susținut și care au vrut ca noi să continuăm. Pentru că succesul este chiar asta, ceea ce oamenii proiectează asupra ta. Spune-mi, la ce vârstă ai câștigat primii bani? Ce ți-ai cumpărat din ei? Primii bani, bineînțeles că am câștigat bani înainte să încep Muzet și mi-a plăcut tot timpul să câștig bani. Primii bani. Sora mea spunea că atunci când îi împrumutam niște lucruri, o puneam să plătească, dar eu nu mi-amintesc. Așa că primii bani i-am câștigat în liceu când am creat niște haine, niște colanți cu cristale. Vreau să vă spun că atunci asta era ceva wow, adică nu avea nimeni. Doar cei care aveau acces la niște jurnale de modă din străinătate și puteau imagina ceva de genul. Și vreau să vă spun că i-am făcut cu mâna mea, i-am cusut și am vândut primele trei pere cu niște prețuri exorbitante. Wow! Dar aveai acces la acele reviste de modă prin intermediul cui? Prin intermediul mamei mele, care lucra la Desgo și care a inventat prima blană jacquard din România, care m-a luat cu ea în fabrică de foarte multe ori și era locul perfect pentru mine. Odată că iubeam secția de producție, în care erau acele mașini imense, ca niște blocuri de 2-3 etaje, și secția de creație unde puteam să-mi fac haine și să fac absolut tot ce-mi trecea prin cap.